Întrebarea care se pun, cine este omul înțelept și priceput, care cunoaște vremea pe care o trăiește? Doar cel ce stă la sfat cu mine, zice Doamne. Pentru că vă caut în odăiță, pe fiecare bar, ca să cobor măsura de putere de care aveți în voi. Vă caut în odăiță, să vă dezvălui Scripturile și să vă hrănesc omul dinăuntru. Pentru că asta e vremea în care trebuie adunat cuvântul Scripturii. Să vină o vreme când veți vrea, veți dori, cu arzătoare dorință, să răsfoiți paginile Scripturii așa cum este astăzi. Și nu veți mai putea face o astfel de lucrare. De aceea adunați cuvântul Scripturii. Vă caut în odăiță ca să fac lumină pentru cel ce mă cere. Vă caut în odăiță pentru că asta e vremea în care cobor peste voi corturi de ocrotire. Corturi de ocrotire peste casele voastre. Corturi de ocrotire unde să se întoarcă fiii risipitori. Corturi de ocrotire unde să se întoarcă cei plecați peste granițele țării. Corturi de ocrotire unde să rămână lumina, zice Domnul. Pentru că sunt porniți evenimente la care nu li se poate sta împotrivit și vor înainta cu repeziciune ca și erghelile de cai sălbatici. Vor călca totul în picioare, vor zdrobi și vor nimici. Dar pentru cei ce se află în cortul ocrotirii, va rămâne protecția mea să lucreze viața. Aleluia! Și am să fiu purtător de grijă pentru ai mei. Mânați de gândul răzvrătirii, cu gust de război și cu dorință de revoltă, vor căuta să se ridice și să lupte împotriva desfășurării evenimentelor, crezând că le pot ținea piept, crezând că le pot opri, crezând că pot opri hergelia în alergarea ei. Și vai, vor fi striviți. E cum e doar vrut, pentru că eu am dat libertate evenimentelor să se desfășoare așa cum sunt calculate și măsurate, zice Domnul. Și pe ai mei îi ascund sub ocrotirea mea. De aceea să nu vă lăsați mânați de un astfel de gând al războiului. Asta e vremea ascunderii în cortul de ocrotire. Nu-i vremea ieșirii la luptă în războaie pe care eu, zice Domnul, nu le sprijinesc și nu le autorizez. Fiți oameni înțelepți. Asta e vremea în care trebuie stat în odăiță să cereți ocrotire peste casele voastre. Și cel înțelept va fi ocrotit pentru că gura Domnului a vorbit.